Prin ordonanță de urgență, guvernul a majorat pragul veniturilor obținute de pensionarii care primesc aceste forme de susținere socială, pentru ca după majorarea pensiilor aceste persoane să le primească și în continuare. Astfel, pentru beneficiarii etichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, limita a crescut de la 2000 la 2210 lei. De asemenea, guvernul a majorat și plafonul veniturilor din pensii, până la care pensionarii pot beneficia de compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor. Acesta a crescut de la 1830 la 2020 pe lună. Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie va fi acordat în continuare tuturor persoanelor care au beneficiat de acest sprijin. Potrivit ordonanței adoptate astăzi de guvern, cuantumul majorat al pensiilor rezultat în urma procesului de recalculare nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie. Pentru a obține aceste drepturi, pensionarii vor prezenta ultimul talon de pensie emis înainte de recalcularea acestora. Măsura se va aplica în perioada 1 septembrie 2024-15 octombrie 2025. Adoptăm azi o măsură complementară recalculării pensiilor, ce asigură echitate pensionarilor care primesc tichete sociale, medicamente compensate și ajutor pentru încălzire. Astfel, majorăm pragurile veniturilor obținute de aceștia pentru ca și după recalculare, cei cu venituri reduse să primească în continuare ajutorul necesar. În cazul tichetelor sociale pentru alimente, creștem limita de venituri de la 2000 la 2210 și pentru pensionarii care beneficiază de compensare cu 90% a prețului de referință a medicamentelor, majorăm plafonul de venit de la 1830 la 2020 pe lună. Astfel susținem cu fiecare dintre aceste forme de sprijin peste 2 milioane de oameni pensionari, persoane cu dizabilități sau familii monoparentale. Venim cu o decizie importantă și în privința ajutorului pentru încălzire, sumele rezultate în urma recalculării pensiilor nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor pentru acest tip de ajutor. Rămâne valabil ultimul talon de pensie emis înainte de recalculare. În acest fel, ne asigurăm că un număr cât mai mare de pensionari pot primi în continuare sprijinul în următoarea perioadă.